Bă, sincer, m-am umezit puțin. Nici nu mă așteptam ca tu să te, cum să spun, să te... Bă, dar ca să vezi tu ce bas combinat cu poezie și cu elegie. Băi, ia, dacă e zână, zână a fost toată viața ei, așa le compune ea, băi. Bă, dar nu mai e zână așa, tocmai asta e. Bă, lasă așa cum era ea, dar cum era, acum te transform în altceva, mă. Adică devii la un moment dat... Băi, zâna când e rănită, ce vrei să facă, băi? Cum e? Păi Zâna prințesa războinică. Păi nu o pansează turcul. A? Ce? Nu o pansează turcul, rănită fiind. Păi, dar și foarte bine. Păi și lasă, domne. Și pe Ștefan îl pansează la Vinia, de 2 ani. Bă, iartă, bă. Nu vreau să calc în picioare emoția Andreei Marin. Nici și nu trebuie. Nu înțeleg că această poezie, bazm, poveste... De dragul copilului alege să tacă. Nu, asta e rău că bagă copilul acolo, că nu are ce căuta acolo copilul. Asta e starea ei interioară. Se folosește de copil care iarăși mi se pare promiscu. Și eu cred că dacă ea e deșteaptă, ceea ce mi-e foarte... Da, e foarte deșteaptă. Bă, dar trebuia să nu posteze o astfel de scrisoare. Și eu cred că lucrurile s-ar fi putut pune astfel. Putea să dea un anunț pe Facebook că toată lumea era presiune. De astăzi spun punct oricărui fel. Sigur că da, bravo! După care acest mesaj putea să fie trimis lui Ștefan. Bravo, aplauze! Asta e! Bă, dacă ești deștept, faci lucruri bune. Dacă ești fraier, crezând că faci lucruri bune, îți faci rău tu, ție-ți. Da, eu cred că ei au continuat dialogul și lor chiar le-a plăcut ceea ce s-a întâmplat în povestea asta. Se topește în cur toată povestea asta, este genială. Ce? Nimic, am vorbit cu mine. Zi-mă ce vrei să spui. Nimica, mă, n-am ce să mai zic. Nu, mă, ce am spus să nu mă provoci, că nu vreau să par neam prost să vorbesc cu râd despre Andreea Marin. Că frumos nu pot să vorbesc, dar măcar mă abțineam să nu vorbesc. Nu, face de chestii umanitare, școala mamelor, deci chiar femeia are lucruri frumoase făcute în viața ei. Bă, al dracu' ăsta, bă, nu mă lasă deloc, bă. Bă, dar deloc nu mă lasă ăsta, bă. Băi, puțin respect pentru a... Sunt săli întregi de femei care o ascultă și care o urmăresc, care urmează. Să fie de capul lor. Dar ar trebui să existe și școala taților să te trimită pe tine acolo. Bă, sunt convins că există multe, mult prea multe persoane, în primul rând femei, care se uită, și cred, au nevoie. Și gustă ce spune sau ce face Andreea Marin. Sunt de acord. Și au nevoie. Și n-am eu să mă impun împotriva lor sau să intrăm în conflict. Că bă, nu... dar eu dacă mă întreb părerea mea, ți-am spus-o, mi-ai deliberat, spus. Fără să vreau să fac caz de chestia asta, și eu nu-l apăr pe Ștefan în detrimentul Andreei. Eu apăr în primul rând copilul. Copilul n-are voie să fie implicat în... bezele de genul ăsta cu tragedii și cu sinucideri în plenul Parlamentului. Nu sunt sinucideri, a spus doar că a văzut. Lasă-mă, domnule, nu se... Domnule, asta cu lumina pe frunt... Bă, tu-ți dai seama... Cred că aștept de câteva ori până să-i bă, stai să, că să bag eu ceva aici ca să-mi iasă ca lumea, bă, nu de că pot ție, să... Ție se dăm prima tot timpul așa? Eu dăm prima, păi, dar cum? Și mie mi-a ieșit. S-a părut că vin pregătit la emisiune? Recunosc. Recunosc că ești spontan. Nu, ne iese din prima. Da, nu, ne iese din prima. Din a doua nu prea ne iese, dar din prima.